Haideți să vedem ce este pe listă săptămâna asta. Irina Margareta Nistor, bine ai venit. Da, bine te-am găsit, bine am venit de la TIFF, că mă și uitam că ea este în blugi acolo și a fost un film, de fapt un serial minunat care se chema Blugi Sovietici. Blugi Sovietici? Da. Cum s-au îmbogățit unii cu sistemul ăsta pe vremea când toată lumea era fericită să aibă o pereche de blugi, deși teoretic erau interziști când au venit minerii. Așa am auzit. Au zis, fără blugi, fără așa, deși era o prostie, pentru că în America purtau tocmai fermierii ăștia de la care mergeau la fabrică, adică nu era ceva de țol festiv, ca să mă exprim așa, dar nu apropo de țol festiv, foarte frumoasă tunsoarea. Da, credeam că zici de roche, că m-am distrat și de ce. Uite, m-a amuzat că are chestia asta, pentru că noi când am terminat, n-aveam tocă, știi, să facem pac, pac, așa cum faceți voi, că dai seama că nu ne-a lăsat nimeni, noi n-am avut nici măcar balcă exact în anul ăla, s-a interzis. Și așa că m-am bucurat foarte tare, am zis să fie cu portocaliu, să fie așa. Am venit, exact, da, și între altele, chiar primul de care o să vorbim, care se cheamă O viață și care e cu Anthony Hopkins. Deci, incredibil. Da. Nu știam dacă... Ce m-am întrebat zilele trecute, dacă mai face ceva să re Anthony Hopkins? Băi, cum adică să nu mai facă? El face foarte multe și în continuare joacă, pe lângă faptul că mai joacă și pe la teatru din când în când. Adică, te rog, puține, da. Da, are peste 80, dar să știi că tocmai asta, știi când am comentat noi că am zis că a jucat în Tatăl și că era cu 10 ani mai tânăr decât Rebenciu când a făcut tată. Exact. Decât Victor Rebenciu. Așa că te rog, domnul Victor Rebenciu, ca să fim... Da, exact. E adevărat că îmi dă voie să-i spun pe lume, dacă asta, să One nu Life, sau O viață. O viață care este un film absolut extraordinar și între altele s-au gândit să-i reunească pe Jonathan Pryce cu el, care au jucat în Cei doi papi, dacă ți-mi amintești. De curând am reprezentat la Blaj, unde Jonathan Pryce era Papa Francisc și celălalt era Papa cel German. Iar aici o poveste adevărată cu un domn englez care a salvat o mulțime de copii din Cehia, copii evrei din Cehia, și mi se pare că pică, mă rog, era încă Cehoslovacia pe vremea aia, pică bine că eu plec la Carlo Vivari, dar care e un film extraordinar de tandru și pe de altă parte stai cu frica în sân tot timpul, reușește, nu reușește să mai trimită încă un tren și încă un tren. Că știi, există trenuri care duc la moarte și trenuri care duc la viață. Apropo de Radu Mihăileanu și Tren de vie, ții minte că avea Trenul vieții la un moment dat. E un film foarte, foarte tulburător. E și cu Bonham Carter și pe care l-au prezentat la, inclusiv la, pentru că tot spuneai tu, un aer liber, la TIFF, chiar la castelul pe care de curând l-au renovat și era în curtea castelului. Deci era o atmosferă colosală. Care era celălalt film cu pianistul? Da, cu pianistul. Da, bine, și era Lista lui Schindler, cred că cel mai tare, Lista lui Schindler, cel mai tare, cred că se potrivește cu Antaz, dar e foarte, foarte... De-abia așteptam să-l văd. Recunosc că apucasem să-l văd când am fost la Paris, că mi-a fost frică dacă nu-l aduce nimeni, dar l-au adus, vezi? Așa e. Hai să mergem la următorul film, unde ne așteaptă Mads Mikkelsen, care este minunat. Da, băi, câte fane are, nici nu vrem să ne gândim, asta este, da, e absolut extraordinar și e un film care a fost prezentat la Veneția, deci e ca și cum ne-am mutat un pic până la Veneția, până una alta, e un film care se întâmplă cândva de mult pe un teren care părea în principiu necultivabil și cum, dacă ești în stare să muncești cu adevărat, poți să faci minuni, dar trebuie să fii și relativ destul de dur, pentru asta el are toate datele necesare, dar este fermecător și fetele sunt leșinate. Avem o listă întreagă de fane. E un film de epocă. E un film de epocă foarte lucrat, extrem de lucrat și atent, adică nu găsești nimic în regulă să zici, asta e un pic că nu era din perioada aia, era stai de nu știu când. De ceasul, da, știi, exact, da, mai știm noi așa, pe la unii sau pantofii cu toc când intrau de la un film al lui Nicolaescu la Alba Iulia. Dacă îmi dai voie doar să completez un singur lucru, în cazul în care vă place Mads Mikkelsen, eu am văzut Another Round cu el și mi s-a părut extraordinar. Da. E un film mai vechi, nu știu unde puteți să-l găsiți, cred că acum se poate și cumpăra pe internet. Da, și ăsta e. Și primul și O viață era pe VOD și el putea să fie văzut și în felul ăsta, pentru că cred că e foarte, foarte nimerit e pentru foarte perioada interesant. Asta. Da. Și exact. Mai avem Le Gardien de la Planet, da, care este Gardienii un documentar. Planetei, care e un documentar atât de frumos despre balene și filmat în foarte mult timp, bineînțeles, și am zis că este poate cel mai
potrivit acum pentru cine n-a ajuns la mare, că ai văzut ce înghesuială a fost, și aici mergi direct, te duci, îl vezi, dar are atât de multe detalii, lucruri pe care nu le-am știut niciodată despre balene, despre cât timp, de exemplu, rezistă fără să mănânce. Știi că așa zice, o balenă, știi cum se cunoști expresia așa? Tu n-o cunoști, că nu e cazul, dar e absolut fermecător, adică mi s-a părut teribil de frumos și faptul că l-au adus acum, că ne-au dus în ocean și ai senzația că realmente imersezi în oceanul ăsta. E frumos, și vedeți și voi imaginile. Da, probabil ieși din cinematograf și te simți te simți altfel, așa, te simți Yves Cousteau, așa, zice, uite ce viață extraordinară aduși. Apropo de asta, joi e și ziua Canadei și unul dintre filmele care mi-a plăcut cel mai tare acum la TIFF se cheamă Testament și va fi aici la Elvira Popescu, că vine TIFF-ul la București. Și un film făcut de Nia Arcan, care a făcut Invaziile Barbare, dacă mai ți minte, și care e atât de nostim, apropo de politică corect și incorrect, încât o să vă distrați copios. Deci și să mergem să vedem Testament. Da, păi da, vezi că e o singură proiecție, ta. Adică trebuie să, așa, nu știu, poate după aia o să-l mai bage pe undeva, dar chiar e păcat să nu-l vedeți, că e absolut formidabil. Este de, cum mai zi, o să zici și despre ce? Despre un domn care stă într-un azil, dar nu pentru că ar avea niște probleme, ci pur și simplu pentru că în Canada există și locuri unde poți să ai două camere și da. Și la un moment dat vin unii și încep să facă un scandal îngrozitor. De ce în holul azilului este o pictură în care sunt niște englezi bine îmbrăcați și niște piei roșii dezbrăcate? Și este politică incorrect. Și vin să o acopere. Sunt numai că ea care fac tot scandalul ăsta. Vreau să spun că, bineînțeles, că nu-i niciunul nu au nicio treabă cu ăștia, ci pur și simplu ca să facă scandal, se acoperă la un moment dat, exact cum a fost acoperită și fresca de la Ateneu, da, că ar fi bine să nu uităm chestia asta. Și când în sfârșit se bucură că a fost acoperită, zice, gata, acum mergem în alt oraș, unde se joacă Omul cel bun din Sișoan, că tocmai ce l-am văzut din nou la Babel acum. Și cum adică? E scris de un neamț despre o chinezoaică și joacă o albă? Nu mai spune mai mult, că nu vreau să-mi dai spoiler. Mulțumim frumos, Irina Margareta.